Catalina a spus despre sora ei că a fost o întâlnire emoționantă și că nu s-a aștepta. A fost foarte bucuroasă că a întâlnit-o, a zis că sora ei avea emoții foarte mari, dar totuși a vorbit destul de mult în emisiune, că a sfătuit-o să nu intre în conflicte, nici ea, nici Vlad, să nu se certe cu nimeni. Că i-a pus un pachet și o să-l primească curând. Zicea că și sora ei a avut emoții și din cauza aceasta a și vomitat înainte să intre cu 2 minute, însă ea o bănuia că ar fi gravidă și chiar se gândea că ar fi bine dacă ar fi un băiețel eventual, dacă cumva ar fi însărcinată. A zis că a fost foarte bucuroasă și o auzeam și de ziua ei că asta își dorea, o întâlnire cu sora ei sau măcar să o audă printr-un telefon și uite că în seara asta i s-a îndeplinit dorința.